Huiduiel ca la un meci de fotbal au fost astăzi la deschiderea unei piețe din Buzău. Oamenii i-au luat la rost pe administratorii pieței, care timp de zeci de minute i-au ținut la poartă. S-a format o mare aglomerație, iar despre distanța fizică pare că toți au uitat. A fost nevoie de intervenția forțelor de ordine pentru a dispersa mulțimea. Păi și dacă ne aglomerăm aici, ce vreți, domnule? Da, suntem aici. Ce să găsească un mod de comunicare. Așa a arătat deschiderea pieței volante Drăgaica din Buzău. Zeci de oameni s-au îmbulzit la poartă pentru a fi printre primii care vor intra. Administratorii pieței au pus o singură condiție: câte persoane ies, atâtea persoane intră. Obosiți și enervați să aștepte, clienții au luat la rost administratorii, care au fost huiduiți și înjurați. Degeaba au încercat agenții de pază să mențină ordinea și distanțarea. A fost nevoie de intervenția polițiștilor și jandarmilor, întrucât s-a format un haos total, iar distanțarea fizică era imposibil de păstrat. Păi și ce, îi numără pe partea aia să știe cât ies acolo, ca să știe cât intră aici?